Un an nou, un nou început, se spune. Trăim în vâltoarea unor iluzii permanente și ne minunăm că nu ne rămâne timp să trăim. Ne aducem aminte cu regret de oamenii care au fost lângă noi și pe care i-am pierdut mult prea devreme. Există ceva în privirea celor care își pierd jumătatea, un strigăt mut, o durere permanentă, o luptă din care câștigă, din păcate, doar timpul. Ne rămân doar bucuriile trăite și amintirile unor vremuri fericite. Despre astfel de bucurii trăite vorbim astăzi cu maestrul Aurel Pădureanu și fiul său, Alexandru. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Și să aveți un an nou bun! Mulțumesc din suflet! Bine te-am găsit, Basilica! Și îți mulțumim pentru invitație. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Suntem onorați că suntem alături de tine la această superbă emisiune intitulată Sub Lupă. Și chiar, în primul rând, aș vrea, că suntem la o săptămână după schimbarea noului an, să urez tuturor oamenilor multă sănătate, multă fericire, un an cu împliniri, cu liniște sufletească și tot ce este mai bun să fie în casele dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Doamne ajută! Eu vă mulțumesc mult că v-ați sincronizat să puteți ajunge împreună într-o formulă ce e drept incompletă, dar ne bucurăm să vă avem aici, astăzi, în platoul. Ca să spun cinstit, urmăresc emisiunea ta și întotdeauna îmi face o rară plăcere, pentru că tu ești o ființă sensibilă. Tu ești minunată. Să-ți dea Dumnezeu și ție la fel și întregii tale familii multă sănătate, multă fericire și Bunul Dumnezeu să trimeată spre tine acea rază de lumină în care să-ți aducă tot ce este mai bun în sufletul tău și în sufletul familiei. Să te dea Dumnezeu așa după cum ne este de folos. Doamne ajută! Doamne ajută la toată lumea! Cum v-au fost aceste sărbători? Evident, să spun sincer, pentru mine a fost cel mai trist an posibil, fără Cornelia. De fapt, am mai spus-o și repet, am fost împreună de 33 de ani. Și îți poți imagina ce înseamnă să dispară de lângă tine omul drag, partenerul de scenă, partenerul de viață. Și în primul rând, o artistă, cum am spus întotdeauna, de stea de primărime în constelația muzicii lăutărești. O artistă care și-a înscris numele în nemurire. Și nu aia, și alți mari artiști. Vă rog să mă credeți și te rog să mă crezi că s-a împlinit în decembrie pe 26, 9 luni de când a murit Cornelia. Și te rog să mă crezi că și dimineața și seara plâng, și eu și copilul meu. Ne este foarte greu fără Cornelia. Și o spun cu toată responsabilitatea că în căsnicie femeia este puterea, femeia este motorul. O spun, așa se întâmplă. Și Cornelia a fost alături de noi și a făcut niște lucruri și pentru mine și pentru Alexandru, niște lucruri care n-am să le uit niciodată în viața mea. Și mai spun un lucru, că de fapt noi eram trei artiști cu trei stiluri total diferite. Cornelia cânta cu mult profesionalism, muzica lăutărească și la un nivel, nu trebuie să o laud eu, dar în afara faptului că era o artistă mare, era de o frumusețe, așa o văd eu, cea mai frumoasă femeie. Și era așa, o artistă completă. O artistă completă. Eu am cântat muzica ușoară românească, compusă de clasicii ei, cu toate că mi s-a spus că aș fi unul dintre cei mai mari cântăreți de romanță din România. De eu n-am cântat romanță pe postul de televiziune. Eu v-am auzit cântând și romanță. Eu am cântat muzica ușoară românească, compusă de clasicii ei. Și spuneam că Cornelia cântând mult profesionalism muzical autorească, am cântat muzica ușoară românească și romanța, care face parte din patrimoniul național. Romanța face parte din genul cult. Iar a venit Alexandru, rodul dragostei noastre, cu o viteză uluitoare, ca un tsunami, a venit cu muzica de jazz. Și vă puteți imagina ce înseamnă într-o căsnicie să fie trei artiști care au trei stiluri total diferite. Nu ne putem certa, nu ne-am putut certa între noi, pentru că fiecare era pe felia lui. Și aș vrea să mai spun o chestie la tine, că mă bucur și pot să discut orice. Orice, cu toată inima. De-aia mă refeream la muzica lăutărească. Întotdeauna eu am pus-o pe Cornelia în față, mai mult pe ea, pentru că am știut că să cântă să cere mai mult treaba asta decât ceea ce cântam eu.
chiam la o emisiune, spunea marea noastră artistă, Stella Popescu, Dumnezeu să o odihnească, o mare artistă. Aurel, dar de ce nu ești tu în față? Că tu cânti excepțional, tu ești fantastic, tu genul tău nu mai să cânti absolut deloc, ți-o bași pe Cornelia. Păi spuneam, doamna Stella, dar asta se cere la ora actuală, pentru că romanța nu prea se cere. Cu toate că, repet, că face parte din patrimoniul național, face parte din genul cult. Și spuneam odată că dacă scoatem romanța după un post de televiziune, ar trebui ca italienii să scoată canzoneta care e tradiție la ei, ar trebui francezii să scoată chansoneta și nemții ludo. Ar fi o greșeală impardonabilă, o greșeală fantastică de mare. Dar aici nu prea mai romanța, nu prea s-a mai dat pe poste de televiziune. Au încercat o distinsă doamnă, nu vreau să-i dau numele, pentru că nu vreau să fiu rătăcios, dar n-am fost niciodată invitat la romanțe, cu toate că am spus să văd toate posturile. Aici voiam să ajung. De ce niciodată invitat la un festival de profil? Da. Spre exemplu, Crizantema de Aur. Da, n-am fost niciodată chemat de doamna. Nu vreau să dau numele, că n-are sens, că nu vreau să fiu rătăcios. Doamna Mavrodin sau nu știu cum doamna cheamă. Doamna Mavrodin, da, îi susține în modul să-i pe cei respectul și toată care, contizerația pentru dânsa, dar nu, n-am fost chemat niciodată. Da, pe mine nu m-a deranjat. Pentru că dacă așa se întâmplă, pentru că la ora actuală, și o spun cu toată responsabilitatea, s-au făcut niște găști. Găști și în toate durere părțile. În același cu durere, cu durere peste tot. Și de să predică de 2000 ani să ne iubim și noi sfârșim între noi. Nu este bine. Nu e bine pentru că sunt artiști. Uite cum a fost Cornelia. O artistă intrase într-un cont de umbră și la anumite televiziuni chema să cânte muzică lăutărească și nu că mai apăia. Și după ce a murit, au idolatrizat-o. Cea mai mare artistă. Cea mai... Așa se petrec toți artiștii care au murit. Și când au trecut, câteodată, într-o perioadă când a fost foarte critică pentru ei. Că au intrat într-un cont de umbră, n-au mai cântat și uite, așa s-a întâmplat și cu Cornelia. Ce simte un artist când este așa? Grav. Pentru sufletul lui e grav ce se întâmplă pentru un artist când intră într-un cont de umbră și nu mai e cerută. Sub niciun aspect posibil. Și pe urmă, după ce și-a revenit Cornelia și a avut acum vreo 3 ani în urmă, înainte o, să moară, a avut o apariție senzațională. Am văzut-o îmbrăcată. Nu era. Cu atâta gust și atâta finețe și rafinament. Ai spus o chestie fenomenală și chiar mă bucur, Basilica, ai spus treaba asta, pentru că Cornelia a avut o chestie, a fost unică. Sunt artiști care prin simpla lor apariție electrizează publicul. Cornelia asta a avut. Așa în momentul e. când apărea, electriza publicul. Avea un har de la Dumnezeu. Asta numai Dumnezeu ți-l poate da har, acest har. Fantastic. Nu că e soția mea și a fost soția mea, că nici nu vine să vorbesc la trecut de ea. Te rog să mă crezi că nu vine să vorbesc. Poate de nici undeva ne privește. Da, nici tu, da. Da, vorbiți cred, la prezent. Cred și sunt pentru convins. Pentru că eu am convingerea asta, Cornelia Catanga a rămas în memoria unei țări întregi și rămâne în continuare iubită. Și deja ea a fost trecută și era trecută în panoplia marilor artiști ai muzicii lăutărești. Deja, da. Și tare, Cornelia și ți-a mai avut o chestie nemaipomenită. A fost că trebuie în fața artei să fii foarte umil. Ea era foarte modestă. Îți spun o chestie excepțională de frumoasă pe care a spus-o Enescu. Muzica este un grai izvorit din inimă și oglindește fără posibilitate de prefăcătorie toate însușirile psihice ale omului, ale popoarelor. Cornelia a adus foarte multă liniște în suflete oamenilor. Și mai spunea, tot Enescu, o chestie excepțională, menirea sfântă a muzicii să aducă dragoste și înțelegere printre oameni, așa precum a înțeles o mărasă antichitate, creând mitul Orfeu de mitologia greacă. Și dacă Marele Enescu a spus că ar trebui să fim mai uniți să ne iubim, noi ar trebui să fim uniți între noi, nu să fim răutăcioși, să ne pungem unul pe celălalt și să nu ne ajutăm. Că nu e păcat că sunt oameni care au lăsat ceva în urmă, în loc să fie ajutați. Noi am trecut pe niște perioade, în momentul când s-a îmbolnăvit Cornelia, am trecut pe niște perioade extraordinare de crize financiare și n-am mai avut să mai plătim bani la bancă. Și căsuța care am luat-o cu sudoarea muncii noastre de atâția ani, am pierdut casa la bancă și am pierdut o supă mare de bani. Și n-am mai putut să mai plătim, pentru că n-am putut să mai cânte aproape un an și jumătate. Atunci s-a îmbolnăvit și Cornelia, a avut și probleme cu inima, până s-a învățat, aveau și o problemă mare cu ochi, care au știut toate televiziunile, retinopatie pigmentară evolutivă.
a avut probleme cu ochii, dar nu s-a simțit nimic la Cornelia. Chiar, adică la o distanță de un metru și jumătate, te vedea, dar nu distingea bine fața. Numai. Și a avut o problemă mare. Dar ea, pe scenă, nu s-a observat, fiind o artistă fenomenală de mare, nu s-a simțit absolut nimic. Vorbiți de niște vremuri vitregite, să zicem, de o normalitate a umanității. Vorbiți cu durere despre niște lucruri care lipsesc. Vreau să ajung la Alexandru. Despre Alexandru, deși o prezență discretă în media din România, eu am vorbit despre Alexandru cu fostul meu coleg de clasă, cu Sorin Zlat, în urmă cu ceva timp. Salutăm cu tot respectul, toată considerația. Și noi îl împrezim. Cu mult respect și cu multă considerație. Și sper să-l avem invitat alături de minunata lui Mihaela. Să iam și pe ei aici invitați la sublupă. Alexandru, începusem să spun că ești o prezență discretă în media, făcând o paralelă între, iată ce spunea tatăl tău, maestrul Aurel Pădureanu. Ce ar trebui să știe publicul despre Alexandru Pădureanu? Ce ar putea să știe publicul despre mine? Te rog să te lipsești de modestie și să te... Eu tot timpul te rog să mă crezi că am învățat de la tatăl meu numai și numai lucrurile frumoase, și cu cât valoarea unui artist este mai mare, cu atât bunul simț ar trebui să fie la același nivel. Asta unul la mână. Doi la mână, trebuie să lăsăm să decidă publicul și să vadă publicul ceea ce zace noi ca și artist. Din punct de vedere muzical, ca și caracter, ca și personalitate, din foarte multe puncte de vedere. Eu n-aș putea niciodată să mă autodescriu eu, pentru că n-aș putea cum. În primul rând, sunt și foarte sensibil. Doi la mână, cum să spun eu, atunci când... Eu sunt, de fapt, sunt genul de om care îmi place să exprim ceea ce fac eu atunci când cânt. Nu aș putea să mă descriu eu, să vorbesc despre mine absolut niciodată. Nu prin cuvinte, ci prin muzică. Exact, ci prin muzică. Perfect. Hai să vedem cum te-a prezentat Sandoval, marele Sandoval. Indirect, dacă direct. Nu. ok. Ca fiind un pianist extraordinar de bun, ceea ce am rămas stupefiat de cuvintele dânsului, pentru că el m-a apreciat foarte mult văzându-mă pe YouTube, făcând niște colaborări online, niște lucruri minuscule, și lui i-a plăcut foarte mult ceea Iată ce fac aspect, eu. Iată un aspect, văzându-te pe YouTube. Da. Și nu pe sticlă atât de mult, pe cât ar da. Trebui. Și ea, mai m-a prezentat ca fiind și un bun trompetist, pentru că eu, în afara pianului, așa, eu am mai studiat un instrument și am fost autodidact. Și acel instrument a fost trompeta. Deci eu, de când eram mic, de când aveam vârsta, cred că de vreo 10 ani sau 12 ani, cam așa, eram înnebunit chiar după Arturo Sandoval. Deci tatăl meu, când a fost plecat în Canada, America, cu mămica mea, care mai este printre noi, mi-a adus foarte multe discuri de jazz și... cum să spun eu, mie mi-a plăcut foarte mult și am simțit să fac chestia asta. Și pe mai târziu, după pian, să-mi placă trompeta. Și tatăl meu cu mama mea, la un moment dat, a avut un turneu în Israel și m-am dus cu ei și i-am spus, zic, tată, mamă, zic, luați-mi trompetă, că zic, sunt nebunii, zic, vreau să mă apuc. Ce ai, mă, mamă, ce faci tu cu trompeta aia? Ce vezi, de pianul tău, că zice, e mult mai bine. Zice, nu, mamă, zic, simt să fac niște lucruri cu ea. Ce da, bine, m-am dus la magazin, parcă ți-mi minte și acum. Mă rog, era un magazin de instrumente muzicale. Și m-am dus acolo să probez o trompetă, mă rog, nu știam nici cum să suflu. Cel de acolo care vindea instrumentele știa, pentru că era suflător, era saxofonist, trompetist și așa mai departe. Un multi-instrumentalist. Și l-am văzut că suflă, eram și eu nebunit să suflu. Zic, ia mă să văd și eu. Și nu puteam absolut deloc. Absolut deloc, să scot nici măcar un sunet. Deci primul meu sunet, unde a fost? Când am ajuns acasă. Ei, cum am ajuns acasă, m-am, cum să spun eu, împrumutat de un instrument de la un muzicant foarte recunoscut aici la noi. Și da.
domnul Pancirel Constantache, care îl pun și îl îmbrățișăm, îl iubim din suflet, toată familia noastră. Și am împrumutat chiar trompeta de la el. Și mi-a spus, vezi că trebuie să faci așa, 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 cu tare. Deci primele noțiuni le-ai primit de la domnul Pancirel. Primele noțiuni de suflătură, așa, bineînțeles, da. Dar eu nu puteam să scot niciun sunet la el. El spunea, ce domne, încearcă să strângi buzele, să faci cu tare, cu tare, mă rog, anumite aspecte ale trompetei care trebuie să le știi, na, trebuie să le înțelegi și să le faci la cap. Eu nu puteam să fac chestia asta pe moment. Când am ajuns acasă, deja am început să scot primul meu sunet. Și am stat și am stat și am stat până am încercat să fac anumite lucruri. Și cam după vreo câteva zile, o săptămână, am început să cânt normal, deci dintr-o dată, fără să studiez ceva nume, fără să fac absolut nimic. Și m-au auzit foarte mulți muzicanți, chiar și domnul Pancirel și foarte mulți din branșa noastră a muzicanților, care sunt trompetiști renumiți. Zice, domne, ești nebun, zice, nu se face, dar cum așa? Păi zic, pur și simplu. Zic, întrebați-l pe Dumnezeu, că eu nu știu ce răspuns să vă dau. Și a fost așa o chestie care, nu știu, care mie mi-a plăcut foarte mult și am avut de plăcere de lucrul ăla. Că știi cum e, atunci când ai plăcere de un lucru și iubești lucrul ăla din suflet, nu există să nu faci ceva cu el. Eu tot timpul am mers pe premiza asta. Când ai plăcere, mai ales de instrument și în general de muzică, faci lucruri minunate. Ce-ți dorești, Alexandru? Unde-ți dorești să ajungi? Știi, ca orice om, fiecare avem visele noastre, dorințele noastre. Tu ți-ai descoperit această pasiune, îmbrățișat fiind de muzică încă de mic copil, cu asemenea părinți fabuloși. Eu îmi doresc... Revenim aici în țară, la ceea ce spunea tatăl tău. Ce planuri ai? Ce ți-ai dori să faci sau să se facă mai mult pentru această nișă, această branșă? Mai cu seama segmentului abordat de tine, a muzicii jazz. Da. Eu, în primul rând, doresc pe primul plan să-i dau satisfacție mamei mele, în primul rând. Ce și-a dorit mama? Mama și-a dorit ca eu să-mi urmez drumul meu în viață, să ajung acolo unde îmi doresc eu și să pot să am o viață fericită, exact așa cum mi-o doresc eu, fără griji și fără probleme. Pentru că ea știa, de când eram eu mică, viața mea este muzica și trebuie să o urmez, indiferent cum ar fi, cu griji, cu probleme, deci cu lacrimi, cu supărări, nu contează. Să mergi înainte. Exact, să merg înainte. Da. Și m-a învățat ca eu să-mi văd de drumul meu în viață și, cum spun americanii, să fiu straight, să fiu drept. Și când o să fiu acolo unde îmi doresc eu și... Ce consider că este important, care să-ți ajute să parcurgi acest drum, așa cum zici tu, straight? Vorbeam de americani, vorbeam de ce admiri. Da, ce să admir cel mai mult la americani, de exemplu, sau... La oamenii pe care îi iubești, pe care îi admiri, oamenii care pot să fie un reper pentru tine vis-a-vis de obiectivele pe care vrei să ți le îndeplinești. Iată, Sandoval, nu întâmplător, tu având prima dată când erai mic, având aceste CD-uri sau viniluri, ele ți-au stârnit această pasiune. Da, mi-a stârnit pasiunea asta. Deci de când eram mic, mie asta mi-a plăcut. Îți dorești să faci o carieră aici în țară? Sau poate găsești că recunoașterea ar putea să vină din afară? Cred că, după părerea mea, și aici în țară. Dar numai problema este că este doar un anumit segment de oameni care apreciază muzica de jazz și calitatea. Nu apreciază oricine, pentru că arta în general, și când mă refer la muzica clasică, muzica de jazz și alte genuri care sunt legate de aceste genuri, nu mai sunt apreciate, din păcate. Era apreciată muzica de jazz acum vreo 40-50 de ani în urmă, când nu eram eu proiectat și era lumea altfel, era mult mai multă bunătate, era mult mai multă onoare. Muzicienii între ei se îmbrățișau, adică era
cu totul și cu totul altceva. Din păcate, în ziua de azi, la noi, România, se vrea altceva. Și, da. Da, relațiile, totuși, dintre colegi, ce zicea maestru Pădureanu, ar trebui să fie mai prietenoase. Da, exact, exact cum a spus și tatăl meu. Ar fi trebuit noi, muzicienii, să fim mult mai umili, mult mai buni, mult mai ajutători, cum a spus și tatăl meu. Și mai presus de asta, să fim toți umili în fața artei și să ne vedem de lungul nasului. Pentru că cu cât valoarea ta este mai mare, bunul simț e la același nivel. În fața artei trebuie să fii umil, să fii un om sensibil. Eu lucrurile astea le-am învățat de la părinții mei, pentru că mi-a plăcut să, cum să spun eu, să iau mai ales de la tatăl meu exact lucrurile cele mai esențiale care ar putea să-mi folosească mie în viață. Am luat lucrurile astea, niciodată n-am fost dezamăgit. Și exact cum am fost, eu mi-am văzut de treaba mea și am lăsat pe oameni să mă aprecieze. Cu toate că știți cum e, că în România trebuie să fii un pic mai, ca să zic așa, în ghilimele, un pic mai înțepat ca să poți să faci treabă. Eu n-am fost așa, eu mi-am văzut de treaba mea, am lăsat oamenii să mă aprecieze și să facă ceea ce doresc ei să facă cu mine. Să fie bine. Eu doar am făcut oamenii fericiți, pentru că misiunea mea cea mai mare care este? În primul rând să-mi fac părinții mei fericiți, mai ales pe mama, să fie mândră de mine și pe urmă publicul, oamenii de lângă mine. Cu siguranță mama este mândră de tine și eu mă bucur mult că ești foarte vocal în emisiune, mă așteptam să fii mai reținut. Dacă îmi permiți, o să vreau să intru așa pe un făgaș, să zic, mai personal. Aș vrea să dau o informație în premieră, tot căutând informații despre tine, despre maestru, pe internet. Știam, aflând din ceea ce am citit, că ai planuri de nuntă și știu că s-au și materializat. Ceea ce presa nu a mai spus. S-a întâmplat lucrul ăsta? Când s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Chestia e că ce s-a speculat prin media. Media, presa, televiziunea, mai mult presa, pentru că majoritatea sunt cei care au scris despre nuntă și așa mai departe. Eu am spus când am fost pe majoritatea turselor de televiziune cu tatăl meu așa, că eu nu voi face nuntă acum, pentru că noi trecem printr-o mare durere, asta unul la mână, doi, nu aș putea să fac niciodată ceva în care să îmi dezonorez mama. Eu o să fac lucrurile astea când o să fiu eu pregătit, pe picioarele mele și pregătit. Simți. Probabil când îi face un copil sau doi copii cu soția mea, că așa este frumos și vreau să îi arăt lucrul ăsta mamei mele de acolo de sus, că știu că ea mă urmărește mereu, e de ce mereu prezentă pe lângă mine. Și deci asta îmi doresc eu, nu am cum să fac acum. Poate mult mai încolo am să fac, pentru că așa este normal și logic pentru orice om care pășește prin viață și eu, lucrurile astea sunt logice pentru mine. Hai să aflăm ceva despre iubita pe care tu o porți în inimă, alături de mama, evident, căreia nimeni nu poate să-i ocupe locul. Și vreau să-mi spui, cum este iubita inimii tale? Iubita mea este o persoană incredibilă din foarte multe puncte de vedere. Este o fire sensibilă, este o fire, cum să spun eu, și mai dinamică, ca să spun așa, mult mai vulcanică când este vorba de mine, dar mai presus de toate astea are un caracter și o iubire în suflet extraordinară pentru mine, pentru că ea este mereu lângă mine, în preajma mea și îmi dă forță să merg mai departe. Și ca să vezi o chestie, eu, cum să spun eu, mă rog, mama mea ținea foarte mult legătura cu ea, că ea a avut la un moment dat niște treburi, a trebuit să plece, să-ți face niște treburi în America, după urmă s-a întors și spunea, vorbea cu ea mereu la telefon și spunea, zice, ai grijă de băiatul ăsta și fii lângă el, că zice, tu ești singurul lui sprijin, altcineva, nu, decât tu. Vino mai repede și fii lângă el, că este dor de tine. Și așa s-a întâmplat. Deci, eu îi mulțumesc
din tot sufletul meu mamei mele, pentru că ea a fost singura persoană care a fost, cum să spun eu, lângă mine, mi-a vrut binele, asta un la mână, doi la mână, să, nu știu cum să spun eu, să facă în așa fel să fie toate lucrurile stabilite din multe puncte de vedere pentru mine. Și cu soția mea, și cu, nu știu, și cu tata la fel. Deci din multe puncte de vedere. Alex, cum este, o cheamă pe soția ta? Alina. Alina. Și chiar cetățean american. E cetățean american. Da, e născută la New York, la New York, da. Și tot aș vrea să-i mulțumesc din suflet că a fost un ajutor fenomenal. E o fată de bunătate nemaipomenită, sensibilă. Te rog să mă crezi că eu consider nu că ar fi nora mea, că ar fi și copilul meu. Vorbiți cu lacrimi în ochi despre cuvântul meu de onoare. Chiar îmi vine să plângă. Pentru că îi simt lipsa Corneliei și dacă nu ar fi fost fata sa, ar fi fost... A fost împreună cu băiețelul meu și poate nemaipomenită, cu bun simț, rar întâlnit. Și Cornelia le-a aranjat de așa manieră, a simțit că i se apropie sfârșitul, a avut premoniții. Mereu spunea, nu o să mai trăiesc, nu o să mai trăiesc. Și îți spun un lucru, iar îl spun cu un mare regret, cu un mare regret, pentru că Cornelia nu merita să fiu îngropat așa cum a fost îngropat. Asta mă doare enorm de mult. Pentru că ea a murit de stop cardiorespirator și a fost băgată la COVID. Nu vreau să mai discut altfel, că nu are sens. Și îți poți imagina că mi-a spus înainte cu o lună de zile, spunea, Mitică, dacă se întâmplă ceva cu mine, să nu mă bagi în pământ, că mi-e frică și de o gânganie. Și uite că am fost obligat să o bag în pământ. Și seara de seară, în momentul când am dus-o la spital în noaptea pe la 1:30, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, gata, mă duci. Și cred eu, te rog să mă crezi, Vasilica, că parcă am un regret, că poate o lăsa mai bine să stea cu noi, să moară în brațele mele. Dar mi-a fost teamă că se întâmplă ceva cu Alessandru sau cu mine, dacă murea acasă. Și cum aveam regretul de ce n-am dus-o la spital. Ai înțeles că poate... Ați făcut tot ce ați putut. Mi se pare... Da. Cea mai mare durere, mi se pare că nu ați reușit să o vedeți, înțeleg. Da, am văzut doar capul. I-am văzut acolo la morga și n-am știut toată viața mea. Aici, de-aia... Da, a fost dureros, foarte cum de-aia pentru noi ceva, dar pentru mine, asta n-am să uit niciodată. Nu vreau să dau vina, că l-aș da foarte ușor, că o spun cu toată responsabilitatea, că s-au pus niște nedreptăți fantastice de mari. Pentru, am spus-o la poză de televiziune, am spus-o, nu mai spun la ce poză de televiziune am fost și am mai chemat și am spus, pentru că ea s-a înscris numele în nemurire, a fost o artistă mare, dacă s-a întâmplat să fie soția unui parlamentar sau unui de la noi care a avut o funcție atunci când a coordonat pandemia, tot așa s-a întâmplat, o artistă să fie îngropată la maniera asta, e grav. Așa s-a întâmplat și cu Ploieșteanu și cu Gabi Luncă, trei artiști mari. Trei, știi, dar la doamna Gabi Luncă a mai fost oameni, au dus acolo, dar pe ea a dus-o, că a fost prima. Că prima care a dat lovitura și după o lună de zile a fost prima cu Cornelia, fiind nume mare, a dat cu ea, a murit Katanga. Și au vrut toate televiziunile. Nu știu, a și fost atât de galopant da, la da, Alex, da. Pe, la tine pe profil, da, și am văzut da, mesajul ăla așa. Da, și până după o lună de zile a murit Ploieșteanu, după o lună s-a întâmplat. Îți poți imagina ce am simțit eu atunci. N-am fost bun de nimic. A două zile când am dus-o, eram, dacă am slăbit de la, aveam, eram mai plinuț, am avut 100 de ani și am slăbit 25 de kilograme. Nu mă, nici acum nu m-am îngrășat puțin vreo câteva kilograme, pentru că aveam, nu mă simțeam absolut deloc bine. Aveam amețel, aveam și am visat-o, a venit în visul meu și mi-a spus să ai grijă de Alex și ai grijă de tine. Ai grijă de tine, de două, trei ori mi-a spus așa în vis. Îi simțiți prezența acolo? Absolut, da, absolut, mereu. Te rog să mă crezi. Zilnic și cred, mereu. Eu cred că este permanent lângă noi. Și eu că cred nu asta. Există, te rog să mă crezi că nu există. De câte ori mă duc undeva și trec pentru anumite, mă rog, că am pățit problema și o spun iar, vezi că am plătit și casa, am pierdut și casa la bancă și toată televiziunea, am pierdut enorm de mult și am mai pierdut și pe aia. Dar
Acum, de când s-a întâmplat cu ea, a murit, te rog să mă crezi că în permanență pare că e mai mult decât ar fi făcut când era lângă noi. În permanență, pe unde mă duc și ce fac, ne ajută cu ceva. Nu există așa ceva. Cred că este acolo sus, la spiritul continuă să există. Da, și eu la un moment dat eu am crezut că mă voi lăsa de instrument. Zic, gata, domne, zic, eu nu mai fac absolut nimic. Zic, gata, mă, de la... De unde? De fapt, că nu e așa, parcă mai multă forță îmi dădea de când era ea lângă noi. Deci, efectiv, îi simt în spiritul ei, prezența ei, parcă ceva îmi sună în urechi și spune... Studiază, răzbună-mă, fii ce trebuie să fii, fii un pianist fabulos cum ai fost și până acum și nu te delăsa. Asta îmi sună mereu în urechile asta mele. Și dorința ei supremă să ajungă în Statele Unite ale Americii. Mi-a spus în permanență, Alex, nu. Alex, noi puteam să câștigăm foarte mulți bani, eu mai ales el. Pentru că el e un pianist care cântă orice gen muzical. El cântă foarte bine, enorm de bine și muzica lăutărească. Cântă, nu că spun că e copilul meu. Știu toți muzicanții, toți artiștii din România. El poate să cântă orice gen. Dar l-am ferit pentru că asta a fost dorința lui supremă, ca să ajungă acolo în Statele Unite, să cânte cu cei mai mari muzicieni. Și chiar asta s-a întâmplat. Ca să cânți cu Arturo Sandoval, care cred că a primit o 12 sau 14... 10 premii Grammy, să cânți și să-l prezinte la Blue Note, unul dintre cele mai mari cluburi de jazz. Nu ca mărime, ca notorietate. Și să cânt pe scaunul ăla unde s-a prezentat cei mai mari muzicieni ai lumii, îți poți imagina cea, cum am fost pentru noi, mine și Cornelia în perioada aia. Stăteam în casă și plângeam ca niște comători. Cu Cornelia radia de bucurie. Doamne, ce era în sufletul ei să cânt și să te prezinte. Și formă după aproape un an de zile și așa la ora actuală, când mai studiază Alex și pune ceva pe YouTube, Arturo Sandoval îi trimite, Alex, ești fenomenal, ești fantastic de talentat. Să spună Arturo Sandoval, să un loc cu mine, dar aici nu are niciun loc, aici nu. Aici nu are loc, nu are loc deloc. Sunt niciun aspect posibil. Niciunul. Dacă bagă ceva, uite de curiozitate să te uiți și a băgat și muzică clasică pe internet, să te uiți, să vezi la ce manieră. Nu dă niciun muzician de la noi. No, că nu. Sandoval dă, că Sandoval nu e muzician. Sandoval e nimeni. Aici noi, muzicanții noștri, sunt răi de tot. Adică acum o spun cu răutate, că nu se poate altfel. Nu, o ziceți cu franchețe, nu da, franchețe, cu răutate. Nu cu răutate, cu franchețe. Până la urmă spuneți da, un adevăr pe care îl trăiți. Câteodată mai fără să vrei, pentru că vrei să spun ceva, când treci cu niște perioade extraordinare de critice, pentru că gândindu-mă, am citit o dată o chestie, că situația, cum se spune, criza financiară atrage după sine criza morală și în final deformarea caracterului. Dar mă gândeam așa, la mine nu s-a deformat pentru că îmi funcționează foarte bine conexiunile cerebrale și un om poate cu burul simț prin geneză, nu prin adopțiune. Dar când văd atâta răutate, vorbește Sandoval și alți muzicieni mari și aici nu poate să cânte la sala radio, sau în altă parte, Alexandru. Nu, cântă alții, dar nu poate să cânte Alexandru. Nu urât, foarte urât. Ca să ajungă să plece un copil din România și să bucure alții de el, în loc să se bucure noi, ne bucurăm noi românii. E grav. E foarte grav. Pentru că nu mai există. Și am spus-o și o spun și chiar mă bucur că sunt la tine în emisiune. Am spus-o de foarte multe ori, că s-a asistă clar la schimbarea scării valorilor. La o campanie antivalorică cu repercursiuni foarte grave pentru modelarea spirituală al tinei generații. Există o variantă de rezolvare a acestei situații? Eu zic că da, s-ar putea. Care ar fi? Și care ar fi? De ce ține această, de ce ar ține această schimbare mai bine? De oamenii noștri, de artiștii noștri. De artiștii noștri. Și mai sunt și de televiziune. O chestie care spun, și de televiziune trebuie. Pentru că dacă s-a dat pe postul televiziune și obișnuim, pentru că spun ceva, un artist, rolul artistului nu e să cânte ce vrea publicul. Și rolul artistului trebuie să arătăm publicului ce înseamnă frumosul în cânt. Să-i educăm. Dacă ar spui să educăm, ar fi prea vulgar pentru ca să spui să educăm. Ar fi s-ar prea vulgar termenul. Da, s-ar putea să-i ofensăm. Așa îi spunem, să arătăm publicului ce înseamnă frumosul, ce înseamnă eleganța în comportament, cum să te prezinți ca artist. Că dacă îi dai dimineața și dai ce să cântă la ora actuală, nu vreau să deranjez pe absolut, să obiți publicul și toți cum vrei. Dar dacă îi dai niște lucruri frumoase cu orchestrații și nu știu frumoase, plăcute, să vezi cum se obișnuiește orchestra ascultătorului și caz cu lucrurile frumoase. Și li se creează și se creează o atmosferă. Deci asta noi suntem de bine, nu? Și datoria noastră, datoria. Uite, eu mă duc de pildă la, cum să spun, la un spectacol. Și întotdeauna cânta Cornelia.
Și după ce cânta Cornelia de Păgea, un succes fantastic de mare, mă prezenta pe mine. Și eu spuneam, doamne și domnilor, bună seara, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră, vă cânt și eu câteva melodii compuse de clasici muzici și urmă. Dacă considerați că am ales melodia bine pentru dumneavoastră, aplaudați. Dacă nu, nu aplaudați, că nu mă supăr. Și spuneam doar atât, ce cauți tu? Și toată sala venea. În viața mea, toată lumea cânta. Deci ei veni să-mi turbul liniștea. Deci, dacă nu pui și nu pornește din suflet, cum a spus Sănescu, n-ai cum să lovești, să lovești în punctul sensibil, punctul vulnerabil. Asta e totul. Toată problema asta. Și mulți care, dom'le, nu e o păcatangă. Eu spun, iar spun. Întotdeauna s-au făcut spectacole. Și au plecat prin străinătate, au plecat în America, au plecat pe acolo, dar n-au inclus-o pe Cornelia. Știți de ce? Vă spun eu de ce. Cornelia făcea un succes fantastic. Și ce era pe scenă? Rupea tot. Cornelia făcea un show de culoar lumea în picioare. Și s-au ferit, pentru că nu le-a convenit. De-aia îmi spun că nu le-a convenit. Și eu spun cu toată, spun că, că mă simt bine. Asta e, domnule, sunt în România și sunt liber să spun ce vreau. Sigur că da. Dar asta este, nu le-a convenit treaba asta. Pentru că și-am spus clar, și-am spus-o chiar asta, n-am scris la foarte mulți, le-a părut, bine că a murit Cornelia. Spun iar, le-a părut mulți. Pentru că Cornelia, spun, e foarte greu de egalat în muzica lăutărească. Foarte greu. Foarte greu. Și eu nu l-au când mama mea a fost... A avut vreo 4-5 nunți care au fost angajate și mi-a luat telefon oamenii, domnul Pădureanu, nu, la anul fac nuntă, dar nu mai vreau cu muzică lăutărească, că nu am pe nicio artistă ca să înlocuiască pe Catanga. N-am spus-o, a spus-o oamenii. Nu. O să fac cu manele, o să vină băieții să-mi cânte, dar muzica lăutărească nu, că n-am pe cine să iau în locul Catanga. Nu am pe cine. Și ca frumusețe, și ca prestație. Diferență colosală. Eu nu o prea încă o dată. O spun cum ai spus-o tu mai cu mine, cu franchețe. Dar când la un moment dat, când văd atâta răutate personificată și atâta, de ce să fim așa de răi? Că e loc pentru toată lumea sub soare. E loc pentru toți. De ce să nu mai fim? Și când vezi că un om, pentru că un adevărat muzician, care e adevărat în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să știe să-i dea valoarea altui muzician. Dacă unul cântă bine și e valoros, ce poți să-l bați pe ăla, să-i spui că ești cântă prost? Îl ieși și îl pupi. N-ai ce să-l faci, chiar dacă ți-e dușman. Ce să-i spui? Băi, o avea caracter, dar cântă bine, domne, omul. E logic. Și mai e o chestie extraordinară, personalitatea unui artist se formează într-un mediu elevat. Atât material cât și spiritual, în lumea bună. În momentul când ai cântat ca artist și ai avut a face cu personalități și te-ai prindat în lumea bună, se formează și caracterul acolo unde ai cântat. Eu am cântat atâția ani la restaurant în București, la lumea bună, și s-a format caracterul, că eram obligat. Eram obligat. Îi spuneam și lui Alexandru, tăticule, în viață trebuie să muncești enorm de mult ca să ajungi la o anumită performanță în muzică. Enescu iar a spus o chestie, ce muncește pentru plăcerea de a munci și nu vei suferi de nepriceperea și indiferența lumii. E un lucru minunat. A spus niște lucruri care pe mine m-a uluit. Și cum l-am învățat pe Alexandru, l-am învățat o chestie pentru mine, că și mă mândresc cu treaba asta. Spunea Constantin Noica în Cartea Înțelepciunii. Când un tânăr crește frumos, iese parcă din strâmbătate o lume întreagă. Superb. Când ai crescut frumos un copil și dai educație frumoasă, și că se întâmplă în ziua de astăzi, ce se întâmplă, că trăim într-o junglă și acum trebuie să fim, pe bunul simț, nu prea mai e, acum nu mai e. S-a terminat. Dar eu mă bucur că l-am educat frumos. Și când o să plece acolo, o să aibă amprenta aia care i-am pus-o eu, să fie elegant, să fie cum poate frumos, să fie civilizat în viață. Cu siguranță că Alexandru va rămâne întotdeauna o parte delicată a sufletului dumneavoastră. Dați-mi, vă rog, un răspuns pentru cea mai grea, că e grea această întrebare pe care vă pot adresa. Cât de mult vă lipsește Cornelia Catanga? Ce să spun? Vrei să spun ceva? Dacă la ora actuală ar veni cineva și ți-am repetat că am pierdut casa la bancă, am pierdut foarte mult și stau cu chirie și mi-a spune cineva, te mult într-o vilă, îți dau vreo
îți dau o sumă așa, vreo 15 milioane de euro. Să renunți să nu mai te gândești la ea și să nu mai vorbești în viața ta de acum. Și ce a spus? Nu-mi da nimic, mă. Pot să fiu sărat lipit pământului. Ea nu va lipsi din sufletul meu până în momentul când am să mă duc după ea. Este un nimic. Pentru mine mai e nimic. Dacă nu e Cornelia, mai e nimic. Singurul lucru care mă ține în viață e Alexandru. Spunea o chestie Mark Twain. Este, păstrează-ți iluziile. După ce ți s-au spulberat, mai pus să existi, dar nu să trăiești. Să spun ceva, există, dar mă trăiesc. Mă interesează absolut nimic. Singurul lucru care mă bucură e Alexandru. Dar restul nu. Alexi, că nu e ușor. Că nu trebuie să lupți numai pentru tine. Pentru tine o să lupte Alinuța. Și tu iată că pe umerii tăi mai ai ceva să fii un stâlp de rezistență, inclusiv pentru tatăl tău. Bineînțeles, bineînțeles. Eu am rămas, ca să zic așa, eu și soția mea am rămas în locul mamei mele. Cu puțin timp înainte, și mă ierți că te întrerup, înainte să dăm rec la această emisie, mi-ai vorbit despre cât de importantă este familia. Despre acest tatu pe care, în momentul în care l-ai, îți poate facilita să urci treptele spre acel succes pe care un om pasionat de un segmentel, cum spui tu în cazul tău, poate să-l atingă mai ușor. Acest succes. Vorbeai despre această familie care e foarte importantă, despre soție, despre iubită, despre dragoste, partenerul de viață, despre părinți. În ce punct te afli acum? Ți-e greu, ți-e ușor? Îmi este foarte infernal ușor, de greu, dar durerea în general eu o folosesc ca pe o armă, ca să pot să fac treabă în viață așa cum s-a dorit mama mea. Pentru că durerea asta este o flacără și acea flacără, într-un fel sau altul, mi-a luminat viața. Într-un fel sau altul. Și eu mă folosesc de această durere ca eu să pot face fericită pe mama mea și mândră din toate punctele de vedere, mai ales muzical, că eu altceva nu știu ce să fac decât să cânt. Asta e misiunea mea principală și vreau să-mi bucur în primul rând familia mea, că pentru că, apropo de ce spuneai de dragoste, de succes în viață și scop, scopul fiecarei om ca să și-l atingă trebuie să aibă în primul rând dragoste în suflet, iubire de familie, iubire de semen, să fie un om sensibil, să fie un om liniștit și la locul lui și poate să facă absolut orice în viață, poate să atingă chiar și infinitul. Cu bunătate, după părerea mea, atingi infinitul. Cu răutate, niciodată, chiar dacă oamenii noștri sunt cum sunt, mă rog, eu nu m-am uitat la asta. Oamenii negativi i-am scos din viața mea. Nu am avut treabă cu ei. Deci a existat o selecție. Bineînțeles. Am băgat numai și numai oamenii pozitivi care m-au motivat și m-au încurajat să merg mai departe și să-mi spună, băi, fă lucrul ăla că tu vei ajunge mare, băi, băiatul. Și chiar așa a fost. Și pentru o viață mult mai liniștită și mult mai fericită, trebuie, știi cum e, ca și la televizor, publicitate. Exact, să selectăm oamenii și să fie cu măsură, exact, poate. Exact. Și să renunțăm la zahăr, sare și grăsim, cum spune majoritatea publicității. Și la negativitate. Da, da, da. Exact. Vreau să te întreb pe tine, Alexandru, care este cea mai frumoasă amintire a acelor ani în care erați toți trei? Tu, mama și tata. Ce pot să spun? Am foarte multe amintiri legate de mama mea, foarte frumoase, dar singura amintire care pe mine mă copleșește din foarte multe puncte de vedere, mai ales că te copleșește pentru că ți întreține acea durere pe care tu ai asociat-o cu flacăra sau te agăți de ea ca să prinzi putere, Alex? Mă agăți de ea.
care e cea mai frumoasă amintire, Alex, de care te aveți? Atunci când, cum să spun eu, mama, de fiecare dată în perioada sărbătorilor de iarnă, ei plăcea foarte mult să împodobească bradul, să mă duc cu ea să cumpăr foarte multe globulețe, tot felul de luminițe, un brad și îmi spunea, zice, mamă, care îți place bradul? Ăsta, ăsta sau ăsta? Zic, nu, mamă, ia-l pe ăsta că este mai mare, ori nu, ia-l pe ăla că este mai mic. Zic, nu contează, ia-l așa că trebuie să fie. Important era să-ți placă ție. Da, important era să-mi placă mie. Și în primul rând și ei zic, mamă, nu pot să aleg numai eu. Zic, ce-ți place și ție? Ia. Zice, ia vezi, ce părere are ăsta? Zice, e frumos, nu e frumos? Eu zic că e frumos, zic ea pe ăsta. Ce da, domne, ai avut dreptate. Și pe ea, când ajungem acasă, toată familia, și începem să împodobim bradul, să facem numai și numai, cum să spun eu, lucruri frumoase în care, mai ales că era o persoană care radia de fericire când venea sărbătorile astea de ani. Ea, în perioada asta, era cea mai fericită, deci nu-i mai trebuia absolut nimic. Avea chestia asta, era, nu știu cum să spun, cea mai fericită persoană de pe pământ, mai ales când împodobea bradul și făcea anumite lucruri, ce să mai zic, foarte multe. Mi s-au polarizat gândurile. Uite, că acum el întotdeauna și de Crăciun și de Paște, la noapte, mai ales de Crăciun, pe data de 24, pregătea masa. Cea o masă, că mai veneau pe la noi copiii mei din prima căsătorie, mai veneau pe la noi, că ei s-au înțeles foarte bine, pregătea masa cu atâta meticulozitate, o aranja și făceau aranja, termina, serbeam masa, mâncam și pe urmă puneam în apă acordeon. Stăteam în Bragadin unde asta și puneam în anul trecut, așa s-a petrecut. Puneam acordeon, trecea la pian și pe urmă mai cânta. Mai cânta valsuri, Cornelia cânta foarte bine cu instrumentul, de-aia am spus că e... Știu că a fost, acolo. Da. Dar a cântat în perioada aceea cu Tony Ordaică, cu cele mai mari personalități, cu cei mai mari lăutari. Și cânta excepțional cu acordeonul. E bărbat, nu mai era... Din nou, un aspect unic. Putem? O altă caracteristică, unică. Fără discuție. Unică. Și foarte puțin au cântat, mai ales cu instrumentul. Aveam, eu plecam câteodată cu ea, nu mai aveam nevoie de nimeni și plecam cu ea cu acordeonul. Cântam la o petrecere în casă, eu cu ea. Ne-am invitat foarte mulți oameni și și mă compania, ce ai greză că te acompaniezi, nu e nimic, iubita mea, tai în gură, da. E, și cânta, și mă cânta Alexandru la pian și mai mă punea râsul. Că nu mai nimeni era câteodată armonic Alexandru de aolă, ce băcar ești, îi făcea, aud, mă pune bumnea râsul. Aolă, ce băcar ești, Cornelia, și mai punea râsul. Și pe mine, tu nu mai cânta, că pe tine nu te găsesc deloc cu armonia, că tu cânti alte asta greutăți. Asta voiam acum să vă întreb, dacă erați nevoit să modulați, eu știu, în anumite da, situații. Tu cânti alte greutăți și nu te găsesc pe tine acordeonul. Dar avea un auz excepțional. Și îi plăcea o chestie nemaipomenită. Poți să cânt o strofă, nu? Vă rog. Da. Și spunea, dacă nu ești lângă mine, stelele de cer sar, parcă mine cască luna, stă aprinsă în zadar. Și cuprins de teamă sparg alacului oglindă, cu o piată de pe drum, să nu văd că sunt de singur, fără tine acum. Dacă nu ești lângă mine, stelele de cer sar, parcă mie cască luna, stă aprinsă în zadar. Și cântam și începea să plângă. Începea să plângă. Mitică, lasă-mă că tu ai niște melodii care... Și așa se petrecea timpul. Noi cântam în permanență în casă și de-aia am spus și la început emisiunii că toți vorbeam aceeași limbă. Și de asta lipsa ei o simțim enorm de mult. Vorbeam aceeași limbă. Vorbeam de muzică, vorbeam de tot și era... E mai foarte greu. De-aia ți-am spus că mi-e enorm, 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 nici nu pot să-mi revin. Când ați întâlnit-o prima oară? Da, am să spun, e o ați chestie... simțit că trăiți mare da, iubire. Da, vreau să spun ceva? Că mi-a dat un nou sens vieții, pe cuvântul meu de onoare. Mă gândeam, eu am avut copii din prima căsătorie
Și n-aș vrea să o supăr pe mama copilor mei, pentru că toată lumea știe, chiar dacă am fost cu Cornelia de 33 de ani, mama copilor mei n-a simțit niciodată absolut nimic. I-am dat tot ce a trebuit. Și bani, și am întreținut-o. Și știa Cornelia. Cornelia mi-a spus întotdeauna, mi-asum treaba asta, știu că te-am luat, ai fost căsătorit, ai fost, nu lăsăm pe femeia că e bolnavă. Te rog să mă crezi. Și mi-ai pus întrebarea, că am uitat. Cum ați cunoscut-o? Da. Când ați întâlnit-o? În 1990. De fapt, ea, eu cântam la Rămăistat în București. Nu mai spun că n-are sens să spun. Așa. Da, așa. Eu am cântat vreo 23 de ani, 24, în Rămăistat în București. Ea m-a ascultat de foarte multe ori pe mine și spunea în permanență și marelui țimbalist de la noi, Ion Miu, care un țimbalist excepțional, zice, domnule, aș vrea să-l iau pe Alexandru, pe Pădureanu, acolo cu mine la cum să spun, în Israel. Pentru că, domnule, e greu că e potrivit acolo. Toată lumea îmi spune că ești fantastic. Și cer, Ion i-a spus, Cornelia, eu spun, poți să-l iei, dar ai mare grijă pentru că acest om acoperă o palată mult mai largă de genuri muzicale. A cântat foarte mult în restaurante. Și el nu, el cântă italian, mai cântă în piese italiană, în franceză, în spaniolă, dacă sunt greci, cântă și nu, ai mare grijă acolo. Cred că o să... Și de-aia de acolo, Cornelia a spus, zice, nu, o să-l iau, care e problema? Chiar mă bucură că îmi fac eu treaba. Și am ajuns la Tel Aviv. Îmi pare rău. Uite-te că mi-am adus aminte acum. Ia uite ce mi-a scris aici aia. E de atunci? Nu e de atunci. E făcută de acum vreo, când era vreo 50 de ani. Când era ziua mea. Și spune, nu știu, acum să citesc, auzi. Dar revenind de la întâlnire, să spun cum am cunoscut-o. Deci, și m-am dus la Tel Aviv și seara când am intrat, am ajuns la Tel Aviv, era o sală de vreo 400 de persoane și erau multă lume, evrei, cum erau acolo, cum sunt ei. Dom'le, și am început să cânt. Eu, obișnuit de la Băneasa, pentru că veneau foarte mulți turiști, aveam un costum pe mine, eram foarte slab, un costum adus de mine din Canada, că eu am fost de vreo două ori plecat la Montreal. Și aveam un costum, eram slab, alb și aveam o cămașă neagră și aveam un scalp, că așa îi plăcea cum îmbrac toată viața, a zis că tu ai fost foarte elegant, scalp așa italienesc, un bișor, și am început să cânt. Când am început să cânt, am avut un succes teribil. M-a ales și am cântat și foarte multe lucruri. Ea, când a văzut, m-am întors, eu eram foarte transpirat după vreo oră și jumătate de cântat, și a vrut să se apropie de mine ca să mă pupe. Și am zis, te rog, Cornelia, nu mă pupa, că sunt transpirat. Dar ea a răspuns, și uite-te pe ăsta ce face fițe pe mine, nu știu cât vor să mă pupe, și ăsta face fițe, țiganul. Auzi? Și țiganul face fițe în loc să... Da. E, ce lasă că te aranjezi. M-a aranjat. Împachetat total. M-a împachetat de tot 30. Și aproape de 33 de ani suntem împreună. Deci am ajuns pe data de... Uite aici că spune... Pe data de 24 sau pe 29-30 august, așa, și pe data de 30, parcă eram împreună de o viață cu ea. Deci nici după o lună, după vreo 20 de zile, îți poți imagina. A fost între noi dragoste la prima vedere, niciodată, chiar dacă s-a scris în presă că ne-am certat, nu. Adevărat, noi am fost niciodată despărțiți, nicio zi. I-am divinizat-o, ea pe mine la fel. Dacă și mai fac să mai râdă, te fac să râzi puțin, mai câteodată spunea, treceam până între perioade, mai ales când intrase în cont de umbră și n-aveam bani. Ce eu dacă mi-au așa să mai brunețic, îmi pui o bazma în cap, mă duc să cedă, nu pot să cer 102 de euro, că ăștia o să râdă de mie, ce te țigan ca catanga ajuns să n-aibă niciun ban. Trebuie să cer 1000 de euro. Și trebuie să, o să-mi dea oameni, că îmi dau oamenii. Dar tu dacă te duci și te îmbraci în costum, mă, tu n-ai nicio față de țigan. La tine nu, că tine nu o să-ți dea... Nu vă căpătați cu nimic. Da, nu o să-ți dea nimeni niciun leu, că tu ai altă față. Tu zici că ești securist, ești din partea de la ei, de acolo mă punea. Și o punea râsul, dacă mi-aduc aminte. Și auzi ce îmi spune ea aici. M-ați făcut curioasă. Da. Luna august este cea mai semnificativă lună a anului, pentru că această lună ne-a unit pe veci. Adu-ți aminte că pe 29-30 august 1990 am ajuns în Țara Sfântă și în data de 18 septembrie
ne cunoșteam atât de bine ca și când ne-am fi fost de 25 de ani împreună. Ia. În cei 50 de ani ai mei, nu am știut ce înseamnă adevărata dragoste. Iubire, mângâiere. Mă fac să tresalt la orice mângâiere și îți jur pe Alexandru Rodu dragostei noastre și pe lumina ochilor mei că doar tu ești omul pe care l-am iubit și îl voi iubi până când în gură îmi va intra sărână. Ce spune? Fii atent ce spun. Pentru acești ani îți mulțumesc și îți cer iertare pentru unele greșeli în exprimare sau în comportament. Da. Ți-am fost alături și îți voi fi până la sfârșitul vieții mele. Îți jur dragoste, îmi pare rău și sunt nefericită azi pentru că nu am putut să-ți fac, cum să spun eu, nu am posibilități financiare să-ți serbez ziua. Dar aceasta, dar dragostea mea pe care ți-o port, consideră că este cel mai de preț cadou. Pentru că pe buzele mele, în orice secundă, minut, fie și pe moarte, te strig și mă cer doar cu tine. Și toate acestea din dragoste. Dacă după ce citești această scrisoare, vii la mine, îmi confirmi dragostea ta. Dacă nu, mâine seară invită-mă la o cină romantică la munte sau unde vei și nu te vor refuza. Cu toată dragostea, Corni. Am uitat acum, mi-am adus aminte cum am la mine. O țin un buzunar de mult timp. Deci asta a fost Cornelia între noi. De-aia n-am să uit până câte zile voi avea de trei și până când o să ajung lângă ea. Eu vreau să spun ceva și o spun acum pentru prima dată în emisiunea ta. N-am spus-o pe niciun post de televiziune. Îmi doresc din tot sufletul meu ca să Alexandru să ajungă acolo în Statele Unite, să mă duc pentru o perioadă de... Dacă o să fiu sănătos, că nu există mâine, există doar azi. Și oricând se poate întâmpla, ferească Dumnezeu orice. Să mă duc, ca să-i dorința ei, ca să știu că este foarte bine acolo și să-mi dau seama că nu să-și pună problema zilei de mâine, să-și ajungă acolo unde și-a dorit ea și până mă întorc și spui, Cornelia, sunt pregătit, ia-mă că sunt viu lângă tine. Îți jur că așa mă gândesc în permanență. Și mai e o chestie, pentru că dacă știu că am mormântat-o așa cum am mormântat-o, vreau neapărat legal să fie totul, să o scot, cum să spun eu, să-i scot pământul, că am băgat-o în pământ, a fost obligat să o fac, că n-a fost normal, logic, sub niciun aspect posibil. Și să-i cimentez acolo locul, să scot pământul, să-i cimentez și să-i fac o criptă deasupra, pentru că nu mai asum nici noaptea, nici ziua, nici noaptea, gândindu-mă, cum mi-a spus, să nu mă bagi în pământ, că mi-e frică și de o gânganie. Și stau în permanență cu gândul la treaba asta. Și dacă bunul Dumnezeu mă ajută... Ați încercat să faceți demersurile astea sau doar le aveți? Nu. Asta îl face la un an, că se poate, am înțeles că la un an se poate, da. Și dacă bunul Dumnezeu, dacă mă ajută, o să fac. Dacă nu, am spus-o clar, cu riscul că mă duc la domnul președinte. Și tot, că nu se poate, că trebuie să mă... Pentru că a fost o mare artistă și sigur. Asta e dorința mea supremă. Restul nu mai mă interesează nimic, că nu pot să mai aduc înapoi. Asta este destinul, viața, soarta, fatalitatea, ce să mai spun. Alex, unde mi-ai fugit, că ai plecat cu privirea? Da, este foarte greu. De fiecare dată când tatăl meu vorbește despre mama mea, este un subiect foarte greu. Vorbeai un pic mai devreme despre, înainte să începem filmarea, despre un vis. Un vis al unei vecine despre mama ta. Te-a sunat și ți-a zis. Ce ți-a zis vecina? De fapt, tatăl meu a fost cel care a vorbit cu acea vecină și... Da, pot să spun eu? Vă rog. Da, da. Tatăl meu să... La o săptămână după ce noi stăteam în Bragadiru atunci când s-a întâmplat cu Cornelia. Și lângă noi stăteam la o vilă. Și lângă noi, ușe de ușe, era o doamnă profesoară de matematică. Și pe această cale o salut cu mult respect și multă considerație, o doamnă nemaipomenită. Și soțul era inginer, cum să spun eu, Zol... Nu mai țin minte, mă rog. Da, mă rog, Și întotdeauna Cornelia ce pregătea, îi ducea doamnei
doamna la fel, de ce pregătea de mâncare ne aducea nouă și ne simțeam nemaipomenit. Duceam seara, ușă de ușă. Și după ce a murit Cornelia, mă pomenesc un telefon de la doamna, distinsa doamnă, domnul Pădureanu, cum era mama Corneliei? Păi, doamnă, era brunețică, mai brunețică decât Cornelia și de aceea statură. Ce? Domnul Pădureanu, dacă vă spun ceva, nu mă credeți. A venit la mine în bucătărie, s-a uitat la mine admirativ așa și am întrebat-o. Dar de ce vă uitați, doamnă, la mine? Care este problema? De ce vă uitați? Păi mă uit, doamnă, pentru faptul că mi-a spus fetița mea că era foarte prietenă, foarte bună prietene cu dumneavoastră. Și am vrut să vă cunosc personal. E cum, ca momentul când să-mi spună doamna că de fapt ea s-a întâlnit acolo cu mama ei. Asta a fost tot acolo. Ca să spună vecina că s-a întâlnit cu mama ei. Așa și este. Și îmi pun întrebarea mereu, n-aș vrea, doamne, mă rog la Dumnezeu, că de acolo nu s-a mai întors nimeni. Nimeni nu s-a mai întors să spună ce-o fi. Doamne, pun întrebarea. Eu sunt un om credincios și am fost de mic copil în familie. Doamne, să fie ceva că vreau măcar să o văd acolo și să spui, doamne, să iartă-mă Cornelia, că de ce ți-am dus la poate murei acasă sau să știu ce s-a întâmplat. Că nu știu nimic. Dar totuși aș vrea să mă duc și să-i iau în brațe să spun iartă-mă pentru tot. Doar așa cum mă duc după ea să văd. Dar nu știu ce fie acolo. Că nu știm nimeni nimic. Nu știu. Numai cu ajutorul unui Dumnezeu. Da. Că fără nu se poate face. Nu vă grăbiți să aflați, să vă avem așa, să vă aibă o țară întreagă pentru că vă iubește cântecele, domnule Aurel Pădureanu. Încă o întrebare, o ultimă întrebare. Vreau să vă întreb. Vă mai aduceți aminte când ați fost ultima dată fericit? Da. Ultima dată fericit a fost anul trecut. Anul trecut cu ea. Când a venit și am podobit pomul. Și a venit cu atâta bucurie, radia de bucurie. Radia a venit, a pregătit ea, s-a dus și a cumpărat tot. A cumpărat tot. A cumpărat tot pomul, l-a așezat, l-a pus și pe urmă a pus masa, a mâncat, a râs, a glumit. Și a cântat cu Alexandru, s-au jucat acolo, aveam niște mășuleți așa micuți, ea s-a dus după ei să juca la... Mă rog, și așa de fericită era, Doamne Dumnezeule, și toți am fost fericiți atunci în perioada, eram, simțeam, Doamne, nu m-am mai gândit că stăm cu chirie, că plătim o sumă mare de bani, nu m-am mai gândit. Mă rugam, Doamne, să fie ea sănătoasă, să fiu și eu sănătos, că locul cel mai important, că... Sănătatea e lucrul primordial. Și atunci am fost cel mai fericit om. Dar pe data de 10 ianuarie, după ce am dat jos, am vrut să-l dau jos pomul, ea să nu mai lasă-l, mitică, nu-l da, te rog frumos. Măi, Cornelica, nu-l lasă, tată, că facem curățenie, să-l dăm jos, că nu. Nu, și avea un mășuleț așa mai mare, l-a luat în brațe, l-a strâns, a început să plângă. Nu-l da, că nu știu dacă mai apuc anul trecut să mai fac altul. Și atunci, te rog să mă crezi că a fost singurul an când a fost cel mai fericit cu ea. Dar nu-mi imaginam, pentru că ea a mai avut cu 2 ani în urmă, 2 ani și jumătate, a făcut, cum să spune, un infart și s-a pusese un stand. I-a pus un stand și a făcut, după ce a pus de la operație, a făcut un stop cardiorespirator în fața mea. Și îți poți imagina în ce am trecut eu... În ce nenorocere am trecut. Nu știu de unde mai sunt la ora actuală. Și iar spun, am mai spus-o, dar nu prea am spus-o pe postul de televiziune. Eu mai am pățit în 1978, nu eram cu Cornelia, eram cu prima soție, mi-a murit o fetiță de 5 ani. Deci n-am văzut-o moartă. A fost, era până căldură mare, era prin iulie și fosta soție a plecat, că era căldură mare și a plecat la ștrand și acolo nu se știe dacă a dispărut de pe mal și s-a necat copilul. Am căutat-o o săptămână și am păsit toată viața. N-am păsit toată viața. Am trecut pe niște faze care nu... Și la ora actuală, după ce am pățit atâtea nenorociri, mă întreb de unde mai sunt. Și îmi pun în sevară, poate Dumnezeu m-a ținut, ori cred că Dumnezeu.
Dumnezeu pentru faptul că eu am fost și nu mă laud, dar eu sunt un om bun. Întotdeauna am căutat și la ora actuală, pe unde mă duc și dacă fac, de pildă, comandă la taxiu și mă duc și când ascult, au văzut acolo Catanga și Pădureanu, toți. O, domnul Pădureanu, domnule, eu aduc liniște oamenilor. Eu sunt un om care vorbesc cal și dacă îl văd că e un om supărat, vorbesc elegant, frumos, să-i dau, să-l fac să fie fericit, așa sunt. Poate că Dumnezeu vorbește prin oameni și pe mine m-a ales așa. Și m-a ales pe mine pentru că ce sunt. Nu. Și eu am nervii mei și eu uneori depășesc o anumită regulă, dar mai rar, că mă enervează. Eu sunt, Cornelia și ce mi-a făcut la Tel Aviv, după ce ne-am cunoscut, cred că mi-a băgat două sticle, am băut două sticle de whisky, să vadă cum reacționez la băutură. Și a rămas blocat și de atunci a spus, tu ești un om care n-a mai scăpat de ea. Eu sunt mai periculos când sunt treaz. Că atunci, dacă beat, poți să faci cu mine ce vrei, nu te deranjezi cu absolut deloc. Dar atunci, pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta, că în viață sunt două categorii de oameni, puiule. Unii care citesc o singură carte, se numește Experiența Vieții, și alții care citesc mai multe cărți. Dar ținut cont de faptul că am dat foarte multe examene cu viața, am psihologia asta, dar am citit un om, imediat îmi dau seama. Și cântând numai la personalități, și cu eu, cu Cornelia, de când suntem de 33 de ani, am cântat numai la personalități, dar n-am spus-o pe niciun post, că nu îmi place să mă laud, că nu mi-a plăcut treaba asta niciodată. Și asta a fost să fie. Și așa sunt eu. Și ăsta e Alex Pădureanu. Sunteți minunați și eu vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim ție. Pentru că ați fost astăzi prezenți în această... Tu ești minunată. Vrei să spun ceva? Și iartă-mă că te întrerup. Tu ești minunată. Îți dau cuvântul meu, domnul și domnul, în aproape totului că degaji o energie pozitivă. Ești minunată, ai niște blânzi, îl faci pe un om să spună tot ce are pe suflet în felul tău. Și dacă toți ar fi ca tine, cuiule, ar fi în fiecare zi duminică. Îți dau cuvântul meu de onoare. Vă mulțumesc tare mult. Dați-mi voie să vă transmit sănătate și bucurii și să vă dea Dumnezeu putere să vă continuați drumul așa, după cum ne este și cât ne este lăsat de la Dumnezeu, în mod special dumneavoastră, maestre, pentru că Alex este în putere, este tânăr. Îți doresc mult succes. Mulțumesc și multe realizări, așa, după cum ți le tăinuiește sufletul, inimioara. Eu totul fac numai și numai pentru mama mea și tatăl meu. Deci eu dacă sunt ceva la ora actuală, sunt datorită mamei mele și tatălui meu. Și încerc să nu-i dezamăgesc niciodată. Spune că nu mai
stă de brat și mai spune că nu mă uita. Să-mi cânt un cântec de iubire, un cântec de demn, să plâng când îl ascult. Să vii una
țăloare, cerul întâi vezi suspir. Și mă prind un dor de un sat în mulțit, unde am copilării. Cu privirea vreau să-l păstrez și îl amintesc să mă pierd. Iar în zor de zi, sub un soare răsărit, să mă simt iar fericit. Mi-e dor de acasă, mi-e dor, mi-e dor de tine, da, de cireșul în flori. Mi-e dor de o fată, mi-e dor, mi-e dor de fata ce am. Însă puterea de a merge mai departe și de a găsi o vindecare, așternând în scris povestea lor. De la moartea tatălui meu am strânit tot felul de controverse. Am trecut printr-o perioadă grea, o perioadă de depresie peste care, slavă Domnului, am trecut cu bine. Tatăl meu a spus o vorbă înainte să moară. A spus că el n-a cunoscut fericirea adevărată niciodată cât a trăit pe pământ. Și-a sacrificat viața, efectiv, lăsându-mă pe mine la o parte. Pentru niște străini care l-au doborât. Spun, nu prea am trăit momente frumoase împreună, era tot timpul rău. A fost o perioadă foarte grea și perioada sărbătorilor am trecut-o cu greu.